Mai e puțin și zice vom de plin, vine Iisus și vom zbura spre cer senin. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Amin. Vă rugăm să le ocupați locurile. Evenimentul acesta așteptat al revenirii Domnului Iisus a stârnit multe controverse și au adus multe învățături. În vremea bisericii primare, Petru s-a confruntat cu unii care spuneau că nu-i nicio venire. A doua Petru, capitolul 3, să știți că înainte de toate vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Că de când au adormit părinții noștri, toate sunt ca la începutul zidirii. Că în adins se facă, nu știu că odinioară era un pământ scos din apă și cu ajutorul apei. Și că pământul de acum e păzit și păstrat prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Contează atitudinea ta pe care o ai față de venirea Domnului. Petru spunea aici, primii vin batjocoritorii. Batjocoritorii care trăiesc după poftele lor și zic. Petru se uită la traiul lor și la vorba lor. Tot în 2 Petru, capitolul 3, o a doua categorie de oameni, ucenice, care trăiesc după voia lui Dumnezeu și zic că vine Domnul. Și mai este o categorie de oameni, printr-o inginerie genetică, cred că drăcească, s-a obținut un hibrid. Oameni care vorbesc ca apostoli și spun că vine Domnul, dar care trăiesc ca batjocoritori. Referitor la venirea Domnului, Petru întâlnește o categorie de oameni care neagă. Pavel întâlnește o altă categorie, care spun că o și fost învierea. Din numărul lor sunt Imeneu și Filet. Și cuvântul lor roade ca și cangrena. Până la urmă, care e realitatea? Vine Domnul, a venit, va veni de acum. Pavel spune în Tesalonicenii 1:4-13, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Eu vă spun că vine Domnul, dar aici le spune, dar nu vă lăsați amăgiți. Când vorbim de venirea Domnului, mie îmi place să vorbesc de cele două veniri. Una ca mântuitor și una ca judecător. Când a venit Hristos ca mântuitor, s-a născut în Betleemul din Iuda, prin Fecioara Maria, o veni pe pământ să împlinească planul lui Dumnezeu. Și acolo am întâlnit eu trei categorii de evrei. Prima categorie, ignoranți, adică neștiutori și nepăsători. Neștiutori că preotul lor spunea în Ioan 7:49, dar poporul ăsta care nu cunoaște legea e blestemat. Erau evrei care nu cunoșteau. Erau evrei nepăsători. Ai doma ca în zilele lui Noe. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, zideau, sădeau. Nu-i interesa. Așa era o categorie de evrei la nașterea Domnului Iisus. O altă categorie de evrei erau ăia confuz și amăgiți. Ei credeau, dar nu știau ce să creadă. Că în Matei, în capitolul 2, versetul 5, vine Irod mai înainte și întreabă unde trebuia să se nască împăratul iudeilor, în versetul 5 spune, în Betleemul din Iudeea, că e scris profeția. Și tu, Betleem, Efrata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată cetate, că din tine se va naște căpetenia. Și ei au văzut că s-a întâmplat ceva. Însă și Irod a venit și a întrebat de el. Au venit magii, niște semne. A crescut Domnul, au făcut minuni,
Au văzut minunile, cum au înviat morți, curățit leproși. Au văzut cum a potolit furtuna, cum a mulțit pâinile. Au văzut învățătura lui. Dar vine Matei 26 cu 63. Marele preot spune, te jur pe Dumnezeu, spune-mi, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Dar n-ați văzut că e el acela? De ce să mai așteptați? Și Domnul spune, da, eu sunt. Ești împăratul, da, eu sunt. În loc să creadă, s-a sfâșiat hainele, blasfemie. Mai era o categorie de oameni. Oameni sfinți și călăuziți de Domnul. Că Simeon, mânat de Duhul, s-a dus în templu. Ana, fata lui Fanuel, văduva aceea de care ați citit, s-a dus și ea în templu. Cine i-a mânat pe ăștia în templu? Duhul i-a mânat în templu. La a doua venire a Domnului Iisus, eu tare mă tem că aceste categorii de oameni vor fi printre creștini. Creștini nepăsători. Creștini amăgiți, și Pavel le spunea în versetul 3, să nu vă lăsați amăgiți când vorbiți de venirea Domnului. Și vor fi creștini sfinți și care îl așteaptă pe Domnul. Eu am vrut să văd, hai să testăm din ce categorie facem noi parte. Suntem noi interesați de venirea Domnului Iisus? Și atunci am ales un pasaj ca să văd ce făceau primii creștini în biserica primară. Și cuvântul Domnului spune în Fapte, capitolul 2, versetul 37, după ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Făgăduința aceasta e pentru voi și așa, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicii s-au adăugat aproape 3.000. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura fățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele, averile și banii împărțeau între toți după nevoi. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. În Evrei, capitolul 2, cu versul 2 spune așa, și dacă cuvântul vestit prin îngeri, a fost călcat, a adus o dreaptă pedeapsă pentru cei care l-au călcat, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost adusă de Domnul, a fost adeverită de cei care au ascultat în timp de Dumnezeu, însoțea mărturia lor prin semne, minuni și tămăduiri și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Pune aici Pietru, Pavel, de fapt în Evrei, problema, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dar eu am înțeles din Scriptură că mântuirea e prin credință. Efeseni 2 cu 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Asta nu vine de la voi, darul lui Dumnezeu. Deci mântuirea e prin credință, nu putem contesta asta. Însă eu am o întrebare. În Iacov, capitolul 2, 26, versetul, că după cum trupul fără duh îi mort, tot așa credința fără fapte îi moartă. Pot eu fi mântuit printr-o credință moartă? Ce spuneți? Mântuirea e prin credință. Dar dacă a mea credință e moartă, pot fi mântuit? Că scrie în Evrei 6 cu 9, măcar că vorbim astfel, fraților, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Deci mântuirea e prin credință. Dar credința trebuie să aibă fapte și mântuirea
trebuie să aibă lucruri care o însoțesc. Așteptând lucruri mai bune, care sunt lucrurile astea? Am citit pasajul din Fapte, capitolul 2. Trei idei vreau să subliniez aici. Cum pot să stea unii nepăsători? În biserica lui Dumnezeu există o rânduială. Cei care au primit propovăduirea au fost botezați. Am întâlnit oameni care merg mult vreme la adunare, dar nu primesc botezul în apă. La noi în sat un om avea peste 30 de ani, umbla la adunare, nu lipsea, nu a vrut să primească botezul în apă. Ce tâlharul a avut botez în apă? Fraților, excepțiile sunt al lui Dumnezeu. Noi predicăm regula, nu excepția. Și nu a primit botezul, a murit și a murit nebotezat în apă. Mă gândesc la unii copii din familia noastră care mai trag de timp așa, poate mai fac ceva, poate mai păcătuiesc, poate să mai ducă în lume, dacă ai botezul, e alt statut, e altă problemă. Și primesc botezul, alții nu vor să intre în stăruință ca să primească făgăduința, că făgăduința aceasta e pentru voi și copiii voștri și care sunt departe acum, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Deci este o rânduială în ce privește legămintele sfinte. Ai crezut, primești botezul, ești botezat cu Duhul Sfânt. Unii stau nepăsători față de rânduiala asta. Alții stau nepăsători față de rânduiala pusă de biserică. Fratele spunea de 1 Corinteni 14 cu 26, ce-i de făcut când ne adunăm la oaltă? Păi unul, că în biserică este o rânduială. Și Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii ca în toate bisericile sfinților. Rânduiala dumneavoastră a așezat-o aici. Măi, când e timp de rugăciune, ne rugăm toți. Când e timp de cântare, cântăm. Când e timp de predicare, ascultăm toți. Dar de ce unii nu vor și stau nepăsători față de rânduială? Când e timp de rugăciune, eu nu mă rog. Odată într-o biserică din Bucovina, o biserică mare, a venit un grup de cântăreți din ăștia vestiți, invitați de cineva cu bani să vie să cânte. Conducea chiar un prieten de-al meu. Și eu urmărit, el, dacă conducea programul, are drept să supravegheze. Eu urmărit și-o văzut că la rugăciune nu se ruga niciunul. Dom'le, se uita pe telefon, căuta partituri, avea grijă de microfoane. Nu i-a pus cu nicio cântare. La sfârșit au venit ăia iritați și ăia care o chemat, dar au venit ei, că erau grup. Zică, frate, dar să nu ne pui la o cântare? Spune, măi, dar voi sunteți pocăiți? Cum, frate, dar nu i-a fost cântat, noi suntem grupul? Mă, n-am știut. Eu m-am uitat la rugăciuni când nu vă rugați, că pe asta cunoști un pocăit. Când cântă adunarea, știe cântările, am văzut că nu vă rugați, eu m-am bucurat că ați venit, zic, uite, niște nipocăiți sau nimeni la noi la adunare. Dar de ce în timpul rugăciunii să nu te rogi? Că asta nu e asta rânduiala? Am văzut că el se roagă tare și m-am bucurat de el, lângă mine, acolo am tras cu urechea, bă, păstorul se roagă. Dar de ce alții nu se roagă? N-aveți rânduiala asta să vă rugați? Odată am fost la o evanghelizare în Maramureș. Chema să predic. O venit și o soră ca să cânte. Măi, cânta frumos. Frumos cânta. Și când cânta, avea un dar de a mobiliza. Fratele, Dumnezeu merită lăudat să cântăm cu toți, cu murit. Măi, am cântat și eu așa cum puteam, că nu-s mare. Am cântat. Mi-a plăcut. S-a dus în bancă, a luat telefonul și a început să scrie. Eu cu mintea mea mai de om bătrân, am spus, măi, poate mama are acasă niște copii, o fi lăsat copiii pe careva, o dat un mesaj, copiii sunt bine, sunt sănătoși. N-am judecat-o. După care rugăciune vine la cântare, fraților, să cântăm cu toți, iar începe, când și eu cânt adunarea. Urmează eu la predică. Ea ia telefonul și se uită, măi, mai scriu un mesaj. Dacă n-am văzut că începe să dea cu degetul așa, opa,
Și m-am oprit și am spus, soră, hai facem o înțelegere. Cât ai cântat dumitale, adunare mare, plină, m-ai pus să cânt și eu să fiu alături. Acum eu vreau să predic și vreau ca tu să asculți. Te rog, pune telefonul în poșetă și dă poșeta deoparte. Și ea, da, frate, mă uitam la... Nu uite, lacă să te uiți când ieșim de aici. Rânduiala e să fim atenți. Când cântă, cântă toți, când se roagă, se roagă toți, când predicăm, unul predică, ceilalți ascultă, dar unii nu ascultă rânduiala. Și unii vezi pe telefon și când îi cântare și când îi predică, aștia nu sunt nepăsători, că vine Domnul. În biserica primară alta era rânduiala. Rânduială cu privire la ținută. Dacă spun 1 Corinteni 11:10, din pricina îngerilor femeia să aibă un semn al stăpânirii ei pe cap. Dar doi, eu n-am scris acolo, știu că nu vă place. Dar n-am scris nimic, eu de aici predic și plec în România. Doar e scris de Duhul Sfânt. Toată Scriptura, nu? Acolo așa scrie, 3:16, că eu nu știu engleză. E însuflată de Dumnezeu și de folos. Duhul Sfânt a scris asta acolo. Dar dacă vorbești, încă primești telefon, măi, dar n-ai ce vorbi? Numai de acolo ți-ai găsit și grăiești? Na, eu spun asta că eu vreau să dorm liniștit. Până la urmă, eu n-am venit în America după bani, n-am venit după aplauze, am venit la o fată orfană la nuntă, care e vecină cu mine. Și l-a rugat tare fratele Viorel să mă însoțească, să nu fiu singur. Dar vreau la noapte să dorm liniștit. Ce v-ar folosi să ne întâlnim la poarta iadului, eu cu banii voștri în buzunar și voi amăgiți de mine? Că vă predic așa ca să vă placă. Există un fel de predici, măi, ce place adunării aceea de... Dar eu nu le dau ce place, eu le dau ce trebuie, ce spune Scriptura. Doamne ajută din asta. Deci rânduiala Scripturii, îi pusă de dumneavoastră aici, hai să ne supunem în rânduiala asta. Știți? Scrie Iuda versetul 3, pe când căutam să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În templu era o rânduială, dar rânduiala era făcută de Dumnezeu. David spune, izvodul acesta l-a însemnat însăși Dumnezeu cu mâna lui. Eu aici atâta m-am mirat, fraților, atâta m-am mirat, Dumnezeu nu-l pot cerul cuprinde. El e începutul, El e sfârșitul. Și odată Dumnezeu ăsta mare, știți cât e pământul? Cineva a pus un vârf de ac și a spus, Doamne, uite aici e pământul, un vârful ăsta de ac. Cei care studiază Universul spune că El e structurat pe grupuri, grupurile pe roiuri, roiuri pe galaxii. Noi suntem în Calea Lacteie, nu? Galaxia Calea Lacteie, alături de norul uriaș al lui Magellan. Galaxiile pe sisteme. Sunt mii de galaxii. Pământul e cât vârful acului pus pe perete. Aici în vârful acului e adunarea voastră, e comitetul, e aici e Bush, aici e Putin. Aici stăți în vârful ăla de ac. Cât puteți să fie de mare templul ăla? Și Dumnezeu, în loc să mai proiecteze o galaxie, a luat un creion și a desenat niște căniți. Făcut niște căni, niște furculiți și a spus lui David, așa să fie cănile în templu. Îi interesa Dumnezeu așa tare de detalii? Spune Marcu că Domnul a intrat în Ierusalim, a intrat în templu, s-a uitat cu băcare de jur împrejur. Îi interesa Domnul cum mă tund, cum mă îmbărbăresc, cu ce fustă am, ce coafură am. Chiar îl doare capul pe Domnul? Eu am găsit în Biblie că da. Dumnezeu e un Dumnezeu al detaliilor. Și acum, a venit Dumnezeu la templu și i-a spus Solomon, fă o mare de aramă, pune-o pe 12 perei de boi, nici nu se putea cântări, atâta era de grea. Fă un altar. Numai că împăratul Ahaz s-a dus la vecini. O jefuit casa Domnului și o mituit pe cea și s-a dus în vizită. Și la Damasc a văzut un altar așa de frumos și i-a plăcut, a făcut repede o schiță, o trimis la prorocul Urie, la preotul Urie. Și a spus, până vin eu, fă altarul ăsta. Dar cu celălalt ce să fac? Spune în împărat 16:15. Spune, aici pe altar aduci jertfa de seară, jertfa de mulțumire, arde de tot. De celălalt altar, dar nu-mi pas. Așa scrie, nu-mi pas.
Nu-mi pasă cum trebuie să fie o cântare duhovnicească, nu-mi pasă cum trebuie să fie o prorocie, nu-mi pasă cum trebuie să fie ținuta, nu-mi pasă că trebuie să mă rog când să rog tot, nu, mie nu-mi pasă de rânduială. Biserica primară avea niște rânduieli și ei s-au încadrat în rânduielile acelea. Nu cumva, dragii mei frați, s-ar putea să nu-l mai vedem niciodată. Vă spun cu toată dragostea, sub călăuza Duhului Sfânt, respectați rânduielile care sunt puse în biserică, respectați cuvântul lui Dumnezeu. Mai era o preocupare pentru primii creștini. Nu vă cerem asta. Își vindeau averile și împărțeau după nevoi. Erau preocupați, interesați de nevoile. Mă, cine ești, câți copii ai, ai un copil bolnav, ai servici, tata ți-e bine, soțul, să ne cunoaștem. Mai este interesul ăla pentru cel de lângă mine? Sau venim, ne facem treaba, cântăm, predicăm și plecăm, nu mă mai interesează. Am înțeles că undeva, aici în America, nu știu ce zonă, se dezvoltă foarte mult un fel de biserici, fără registru de membri, fără obligație. Vii la biserică, parchezi mașina, te duci într-o sală mare, un predicator bun predică, te sui în mașină și pleci. Nu te interesează de familia mea și ce fac eu. Ăsta e conceptul care se vrea acum. Ei, biserica primară, erau foarte interesați de toți aceilalți. Am mai povestit eu, am un prieten la Botoșani. Nu de mult am făcut ungerea cu un de lemn. El a avut o funcție mare în vremea lui Ceaușescu, a fost șeful aprovizionării pe tot județul. Omul ăsta a făcut bine și a ajutat enorm. Până acolo că Dumnezeu îi da în vis familiile nevoiașe, numărul de copii și numărul de pantofi. Spunea, cumpără 10 perechi, numărul ăsta. Îi vorbea Dumnezeu și când s-a dus pantofii erau izdat așa. Dar, îmi spunea el, a avut o operație. A fost operat de rânii și a trebuit să stea vreo 3 săptămâni pe spate. Nu se putea mișca. Și spune, măi, la început, uite ca și la voi aici, uite că am numărat atât cioturile din grindă, făceam câte figuri în mintea mea, dacă stai atâta pe spate. La urmă, a spus el, mai bine mă rog pentru frață. Și a început să se roage, pentru ăla de lângă mine, ăsta, cu tare, cum stai el pe bancă? Pentru banca a doua, spune, măi, Dragoș, mi-am adus aminte că pe banca a treia era un frate care vine de mult cu un copil. Măi, n-am știut cum îl cheamă. Zic, Doamne, om înțelept, cu școală, oare cum îl cheamă pe fratele acela? Voi știți toți cum vă cheamă unul pe altul? Aici în adunare? E bun dacă știți. Și și-au adus aminte. În 1967, la dealul mare, lângă Dorohoi, s-a deschis o casă de adunare. Și o femeie oarbă, i-a spus la conducător, frate, vreau cu ocazia deschidere să dau o masă de dragoste, eu. E atât vară o strâns ouă, le-o vândut, o făcut bani și acum dau o masă la frață. Și îmi spunea fratele după, măi, eram în pragul casă, eu am fost eu acolo. Eram acolo în pragul casei și spune așa, veneau frate, da mâna, spune, vai frate George, ce bine că ai venit, vai frate Vasile, o și tu sora Ileana. Băi, nu a greșit niciun nume. O femeie oarbă, nu a greșit niciun nume. Și acum au zis că stând pe pat, mi-am adus aminte eu cu înțelept și cu ochi buni, nu știu cum îi cheamă pe frate, dar oarba ce ești ea. Și am mai luat o lecție de la oarbă, tot la Botoșani. Eram la o căsătorie și spun, băi, n-aveți probleme cu lumea, cu moda, cu mirese din astea. Nu. Noi am fost nevoiți să verificăm rochile dimineața înainte. Și m-a chemat la o nuntă în care spune, băietul n-are copii, părinți, e orfan de părinți, iar fata are numai mamă, dar mama e oarbă. Măi, vrei să vii la nuntă? Cum să nu te duci la o astfel de nuntă? Și îmi spune fratele păstor, m-am dus să verific rochia. Și mama s-a spune, frate, stai liniștit că am verificat eu. Ceva nu era în regulă, am dat înapoi să o corecteze. Și eu mă gândeam, cum o femeie oarbă
O văzut că la rochie aici ceva nu-i cuvincios ca să vie în adunare. Iar altele care au și ochelari, și ochi, el nu văd că ceva nu-i bun când vin la adunare. Pentru că Biblia lasă o rânduială. E bine să păstrăm rânduiala asta, frate. Vreți să spuneți amin? Dumnezeu să ne ajute. Nu vin ca să fac nicio impresie, credeți-mă, oameni buni. Așa vă vorbesc din adâncul inimii. Vreau ca la venirea Domnului, când se va arăta pe nori, să mă cheme pe mine, pe nevastă mea și copiii mei. Dar vreau să vă cheme și pe voi. Vreți și voi asta? Dumnezeu să ne ajute. De aceea, interes ca să păstrăm rânduiala, interes pentru nevoile altora. Nu vă cerem, dar și în adunările noastre și în Bucovina, că la noi este o adunare foarte conservatoare, vestită prin conservatorism, și-a chemat un frate din Ardeal, mai exact din Alba Iulie, nu vă spun numele, că și el e conservator. Și-a spus că, fraților, vă admir într-un fel, că văd că aveți o ținută frumoasă, țineți așa la pocăință, dar n-ați fost un pic atenți și în parcare v-a băgat cineva niște mașini de 100.000 de euro. N-ați fost atent și, uite, acolo nu-i bun. Frații mei, știi cum e cu pocăința? În Osea spune despre Efraim, e ca o turtă neîntoarsă. Știi cum vine asta? Pe o parte e foarte coaptă, îi arsă deja. Pe partea cealaltă i-a luat. Vrei să o mănânci, se întinde aluat un dinț. Pocăința trebuie ținut în toate domeniile. Și în ce privește acoperirea capului, și în ce privește rochia, și în ce privește slujba, și în ce privește vorba, și în ce privește traiul de acasă, de lângă nevastă, de lângă bărbat, în toate. Că dacă suntem așa pe o dungă, îi suntem conservatori, dar din coace nu mai suntem conservatori, suntem ca Efraim, turta ce e neîntoarsă. Eu mă rog Domnul ca în toate domeniile vieții să ne ajute să fim pocăiți. Și apoi mai spunea cuvântul Domnului aici, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Mult era, erau, e mult în fiecare zi. De două ori pe săptămână ar fi mult? Nu. La voi cum e programul aici? De adunare, doar aveți program. Când aveți program? Duminică dimineața, seara? Marți, rugăciune și joi, biserică normală. Bun, și veniți? Eu nu mi-a descoperit Domnul nimic, nu am pretenția că-s profet. Eu vă întreb așa, ca să știu și eu, voi veniți la adunare când e timp de adunare? Și dacă nu, de ce nu veniți? Eu m-am lăudat, nu știu, la voi sau nu știu unde. Eu am peste 10 ani de zile de când n-am lipsit niciodată de la adunare, niciodată. Dacă astăzi nu sunt la Bosanci, sunt aici. Nu a fost program de adunare și eu să nu fiu. Au avut momente când am fost așa de bolnav, soție mi-a spus, mă, stă-i acasă. Dar eu mă duc la adunare, încă m-au pus la predică, m-au și vindecat. Cred că am văzut o să are efecte curative. Îți trece când ajunge aici. Dar la adunare m-am dus întotdeauna. Nu știu, la voi am povestit că un coleg de servicii al meu, rău, bătăuși, tăte, s-a pocăit, dar la adventiști. Și era un fel, era coleg cu mine, lucram o noapte întreagă, și el îmi spune, frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că în 10 ani de când m-am întors la Domnul, n-am lipsit de la niciun sabat. Eu mă gândeam în mintea mea, tu ești cu legea, cu sabatul. Bine, eu dacă-s cu harul, mă duc când vreau, lipsesc când vreau, că eu-s cu harul. Nu-i așa harul? Nu, nu-i așa harul. Harul e să vii la adunare. Eu nu predic despre prezența la adunare. Că spune în Evrei acolo 10:24, începând în jos, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Da? Și apoi spune la 26, că dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nici o jertfă de iertare. Care-s păcatele cu voia? Curvia, drogurile, știu ce mai e, astea păcate cu voia. Numai că acolo taina știți care?
Că în versetul 25 spune, 24, să vedem unii asupra altora, 25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, și 26, dacă păcătuim cu voia. Știți care e secretul? Versetul 26 e scris după versetul 25. Asta e tot secretul. Și eu citesc așa, să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, nu vi se întâmplă cu voia să nu veniți adunare. Să puteți veni, dar când știi de joi dimineața că de seară nu mă plac adunare, că am o treabă, dar dacă e păcat cu voia. Când știi de sâmbătă seară, mâine duminică, nu mă plac adunare, dar dacă e păcat cu voia. Ce jertfă de iertare mai este? Fraților, am mai predicat eu că odată venea Ahab de la luptă, dar venea așa cu biruitor, călăreț, general pe lângă el, eu bătut pe ceea de eu uscat. Și când venea el așa în buiestru, un băiet era tot bătut, bandajat, legat la cap, împărate, scapă-mă! Bă, să oprește, ce ai pățit noi? Băi, ce am bățit, eram pe câmpul de luptă și a venit un tovară și mi-a dat un prizonier, a spus, viața ta pentru viața lui. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, o fugit era. Împăratul spune, tu ți-ai dat sentința. Eu am rămas la expresia, pe câmpul de luptă, robul tău făcea câte ceva încoace și încolo. Știi careva ce făcea? Vă spun eu, ce făceți voi joi seara când nu veniți adunare. Da? Asta făcea și el. Adică nu ceva important, ceva. Eu aveam acasă animale și am fost gospodar când eram mai tânăr. Mă duc joi seara, mă duc prin grădină, mai ud un pic roșiile, iau ouăle de pe cuibar, le duc, le pun în frigider, mai dau o găleată de apă la vacă. Băi, când mă urc, am pierdut adunare. Mă întâlnesc a două, zic cu un frate, ce faci, frate Dragoș, nu te-am văzut aseară la adunare. Băi, am avut ceva de făcut. Așa mai avea și voi câte ceva de făcut, nu? Un frate, un tata 14 copii, spune, frate Dragoș, n-ai mai fost de mult pe la mine. De frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am ajuns. Mă, dar cel mai aproape până unde e jos? Când te-ai pornit. Și eu stau și mă gândesc și el spune, bă, da, ieși din ogradă? Nu cred. Apoi nu te-ai pornit, numai te-ai gândit că dacă te pornei. Și eu am provocat adunarea noastră și le-am spus așa, frați și surori, joi seara porniți-vă la adunare. Dacă n-ajungeți, nu-i vina voastră. Porniți-vă mai din timp, măi, eu mă îmbrăc frumos, fac duș, eu Biblia, ochelare, mă duc la adunare. Dacă mă calcă tramvaiul, n-am ajuns. Dar dacă ajung la adunare, știți câți din voi ați ajunge la adunare dacă v-ați porni? Dar voi nu vă porniți, frază. Stați acasă, faceți câte ceva așa, încoace și încolo și stați nepăsători. Asta e nepăsare. Prima categorie de oameni erau ignoranți și nepăsători. La venirea Domnului Iisus va fi ca ai doma, ca în zilele lui Noe și ca în zilele lui Lot. Vor sădi, vor zădi, vor bea, vor mânca, s-or însura, s-or mărita, până când o intra noi în corabie, până când s-aude trâmbița. Și când s-aude trâmbița, ai să mai vrei să te pocăiești, dar o să fie prea târziu. Eu mă opresc din predică. Pentru că spuneam altă dată, eu am învățat bine la școală, am luat și premiul întâi, mai mulți ani la rând. Ce mi-a fost greu, a fost să cunosc la ceas. Mă, numai nu cunoștem limbile cele cum se învârt. Doamna mă știa de băiat bun și când era ea de serviciu, m-a pus în cancelare. Și că tovarășul croitor, când e fără 10, uite pe și aici. Eu m-am dus, am stat, atâta m-am săturat, m-am plictisit, ceasul ăla nu-mi spunea nimica și am spus, cred că e fără 10. Și am sunat, la și jumate am sunat. O venit directul, cine o sunat? Eu, m-a pus tovarășa învățătoare. M-a scăpat până la urmă, că eram elev bun. De atunci până acum cunosc când e fără 10. Am învățat când e fără 10. Acum am trecut puțin. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La prima venire a Domnului Iisus am întâlnit 3 categorii de oameni. Hotărât, la a doua venire vor fi 3 categorii. Eu am vorbit puțin, foarte puțin, despre cei nepăsători. Că spunea Pavel în Evrei 2:2, cei care n-au ascultat au primit o dreaptă răsplătire, o pedeapsă. De ce să ne ascultăm?
De ce să nu ne iei Domnul o casă? De ce să nu ne bucurăm de promisiunile Domnului? Nu știu dacă ne-o mai vedea, nu fac promisiuni, scrie în Eclesiastul 5:2, nu te pripi. Eu nu mă pripesc, dar doresc, dacă nu ne mai vedem, să ne vedem în cer. Știți că sunt lucruri care pe pământ nu ne sunt îngăduite. Să uita pe vârful muntelui Pisga, să uita Moise așa. Moise, uite la țară, de la Dan până la Berșeba. Și tot s-a uitat și a spus, Doamne, lasă-mă. Nu. Mai necesit, nu intri. Nu l-o lăsa să intri. Pentru atâta. N-avem noi mai multe făcute. Dar ce îmi place că la schimbarea la față, pe muntele schimbării care este în Israel, Domnul s-a întâlnit, știți cu cine? Cu Moise și cu Ilie. Ce nu i-a fost îngăduit în timpul vieții, i-a fost îngăduit după moarte. Nouă nu ne îngăduie să stăm mai mult. Dar dincolo nu mai este timp. Timpul e o invenție a lui Dumnezeu pentru noi, cei din Chicago. În cer la Dumnezeu nu-s calendare și ceasuri perete. Acolo e o altă noțiune, se cheamă veșnicia. Acolo am timp să mă uit după voi. Povestea fratele Wulbrand când l-a arestat, Sabina era în mulțime și a strigat, ne întâlnim la poarta lui Beniamin. Și securiștii, unde se întâlnesc ăștia? Eu vă spun tuturora, ne întâlnim acasă la Domnul, dar hai să trăim pocăința, hai să respectăm rânduielile Scripturii, hai să nu fim nepăsători de dar, de slujbă, de mântuire, că e mult de vorbit. Mă opresc aici, dorind ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin.